Salut, prieteni! Bună dimineața! Sunt la Înalta Curte, unde acum apare Borfașul, condamnat la 8 ani și 4 luni. De ce nu vă dați demisia, domnule Arsenie, pentru că sunteți condamnat la 8 ani și 4 luni? De ce nu vă dați demisia? Nu vă este rușine, borfașilor, pentru cât furați? Ia uite, mă, borfașule, cu ce mașină vii, mă, borfașule, excrocule, dă-mă bani înapoi, borfașule! Deci acesta a fost Arsenie Ioan, președintele Consiliului Județean Neamț, care a fost condamnat pe fond pentru fapte de corupție la 8 ani și 4 luni. El astăzi a avut un dosar în care a cerut strămutarea judecării pe fond de la Curtea de Apel Bacău, pentru că îi este frică că poate îi vor da mult mai mulți ani decât i-a dat tribunalul Neamț. Deci lui este frică că Curtea de Apel, care urmează ca să judece apelul, îi vor da mult mai mult decât i-a dat tribunalul din Neamț acestui borfaș, 8 ani și 4 luni, pentru fapte de corupție, din calitatea de președinte al PSD când era deputat. Vedeți cui noi îi plătim pensia specială unui pușcăriaș. Asta este realitatea. Acum o să mă duc în sală, că mai avem niște procese importante. Deci astăzi, pușcăriașul viitor, condamnat pe fond la 8 ani și 4 luni pentru fapte de corupție, Arsenie Ionel, a cerut strămutarea judecării apelului pentru că îi este frică, teamă că judecătorii de la Curtea de Apel Bacău îi vor da mult mai mulți ani decât i-a dat pe fond.